după o masă copioasă, să dormim 10-15 minute, să ne relaxăm. Bun, mai avem, întotdeauna ne interesează pauzele, dar când avem pauză? Mai avem încă 3 speaker, după care luăm iarăși o pauză de cafea. Dacă simțiți că vă scade nivelul de concentrare, puteți să ieșiți să vă luați o cafea. Nu ne deranjează acest lucru. Bun. N-am mai stat să vă fac o obișnuită încheiere după fiecare prezentator, pentru că eram toți lihniți de foame, ca să o spunem pe aia corectă. Ce pot să vă spun în legătură cu oamenii pe care îi angajăm? Fac în fiecare lună traininguri pentru recepții noi. Și am 15-20 de persoane noi de fiecare dată. Și au media de vârstă undeva 19-18 ani, 25 maxim. Și nu se aude? Bun. Motivul principal pentru care renunță, sau motivul care îi determină să renunțe la job, știți care este? Care este cel mai greu lucru din munca lor? Nu e nici stresul. Ok, stresul e, să spunem că da, e ceva care generează stres. Motivul principal este interacțiunea cu membrii și lipsa de suport din partea managerilor. Pentru că cu toții știm că avem o... Clienții noștri sunt diferiți, da? În comportament. Sunt la extreme. Dintr-o parte în cealaltă. Și motivul principal pentru că oamenii ăștia tineri renunță este că au diverse interacțiuni negative cu membrii, din diverse motive. Nu ăsta este subiectul. Și nu primesc suport. Și dacă nu primești suport, fiind la început, se demoralizează și renunță și preferă să ducă la Zara, să stea să pună haine înapoi pe umeraș, decât să lucreze într-o recepție. Și probabil că aici intervine și rolul nostru de manageri, în care intervenim în anumite situații, da? În care îl vedem că se află într-o ipostază nu foarte favorabilă și preluăm încărcătura aceea emoțională sau încărcătura aceea problematică cu membrul respectiv și arătăm de fapt cum se rezolvă problemele. Trebuie să stăm acolo și să educăm și să le arătăm cum se rezolvă problemele, pentru că ei nu știu. Când țin trainingurile cu ei, dacă nu reușesc în 20 de minute să le captez atenția, it's gone. Deci am 20 de minute. Eu, ok, acum 25 de ani, 30 de ani când am început să fac traininguri, stăteam câte o zi întreagă, cum stați și voi astăzi, și eram avid de informații și puneam întrebări și mă documentam. Nu, acum în 20 de minute, dacă nu reușesc să livrez ceva, i-ai pierdut. Și după aia poți să începi tu cu proceduri și cu tot ce vrei, că nimeni nu te mai ascultă. Dar trebuie să fii foarte interactiv în prezentările pe care le ții noii generații. Iar noua generație este foarte sensibilă din acest punct de vedere. Dacă s-au întâlnit, s-au lovit de o problemă și n-au găsit suport și nu știu cum să rezolve, preferă să plece. Asta e v-am împărtășit un pic din experiența mea. Bun. Continuăm mai departe, da? Îl invit alături de mine pe Cosmin Turgu, care este Sales Manager la Appfi Cloud. Și dacă până acum am vorbit despre dinozauri, da, despre oameni cu experiență mai mare decât vârsta unora dintre noi, Cosmin este o tânără speranță, este un tânăr foarte ambițios, care pune foarte întrebări foarte, foarte interesante. Și să vă spun câteva cuvinte despre Cosmin. Conduce departamentul de sales a companiei. Cosmin, vină cu aceea să te vadă lumea. Mulțumesc. Mai puțin aplauze, vă rog, că e emoționat, da? Cosmin o să vă bată la ușă și o să vă întrebe dacă nu aveți nevoie de un software performant plin de... Pentru să-l definez ambițioase. Bun, Cosmin Turgu conduce departamentul de sales al companiei Appfi Cloud, lider de piață pentru soluții digitale, pentru să le definez din România. Și nu numai, trebuie completat. Cosmin are o abilitate unică de a oferi clienților cea mai bună soluție pentru ei, dar și de a ajuta de a utiliza la maxim uneltele pe care le au la dispoziție. El își petrece timpul în săl și în cluburi de fitness, nu doar antrenându-se, ci studiind fiecare aspect operațional al acestei afaceri. Cosmin, ai legătura. Mulțumesc, în direct. În primul rând, salutare tuturor, mulțumesc că v-ați făcut timp să veniți și aș vrea să le mulțumesc și colegilor mei, pentru că fără ei nu s-ar fi întâmplat asta.
Astăzi, după cum vedeți, sunt emoționat, deci nu dați cu biciu, dar o să vorbim despre abonamentele de test. Le mai zicem și trial. Înainte de asta, o să vă zic o mică poveste despre luarea deciziei. Și începe cam așa. Îl avem pe un domn, numit Andrei. Andrei vrea să-și cumpere o mașină. Nu știe ce mașină vrea, nu știe ce motor să aibă, ce dotări, știe doar că are, nu știu, 20.000 de euro să cumpere. Și se gândește că nu are bani de un Mercedes, dar nu vrea niciun Logan chiar dacă ar mai rămâne cu niște bani acolo, așa că se duce la Hyundai și Skoda. Și ajunge la Skoda. La Hyundai, scuze. Bună ziua! Bună ziua! Aș dori o mașină. Păi ce ați vrea să aibă mașina dumneavoastră? Cutie automată, încălzire în volan și faruri LED. Păi avem una și cât costă? 20.000 de euro. Se gândește perfect, în bugetul meu intră. Da, mă duc să mai dau o tură și revin. Se duce, mai dă o tură, ajunge la Skoda. Bună ziua, aș dori o mașină. Ce mașină? Nu știu. Câți bani aveți? 20.000 de euro. Și ce ați vrea să aibă mașina dumneavoastră? Păi aș vrea să aibă cutie automată, încălzire în volan și faruri LED. Ok, am una. Și cât costă? 25.000 de euro. Ok, mă duc să-mi fac calculele și vă sun eu. Dar înainte să plecați, haideți vă rog să testați, să vedeți cum se simte, cum merge, cum are ținuta de drum. Andrei acceptă, bineînțeles, și o secundă că trebuie să respir. Ok, Andrei acceptă și se duce și testează. E așa pe înserate și vede farurile alea LED, mă, se vedeau extraordinar. Cutia automată schimba demențial și încălzirea aia în volan e unică senzația. Ajunge acasă și are două oferte pe masă, aia de 20.000 și aia pe 25.000. Ce mașină credeți că o să cumpere Andrei în 80% din cazuri? Și de ce credeți că aia o să fie Skoda aia la 25.000? Exact, pentru că a avut experiență. Andrei a simțit, a înțeles pe ce își dă banii, a înțeles ce face mașina aia, cum se simte, a înțeles că da, are faruri LED, vede mai bine, dar a înțeles exact ce înseamnă să vezi mai bine, a înțeles exact ce înseamnă să schimbe mai bine cutia aia de viteze automate. Băieții cred că o să înțeleagă mai bine. Ok, și acum să trecem la povestea de astăzi. Țineți în minte că o să revenim puțin la ea. Ce este un abonament de test? Băi, după cum scrie și aici, este un abonament mai scurt în general, ok, scurt, scurt, cât de scurt, o să vedem imediat și asta, care se dă gratuit. Și aici o să vin cu întrebarea unui lead, potențial client de-a meu mai vechi. Bine, bă, da, de ce să-i dau gratis un abonament, să vină să folosească aparatele mele? Păi, hai să vedem. În primul rând că îi câștigăm încrederea. Exact ce a făcut dealerul de la Skoda, i-a câștigat încrederea. În al doilea rând, persoana o să testeze serviciile, știe pe ce își dă banii, testează care aparate de la Matrix, de la Technogym, de la orice alte firme de aparatură ar mai fi. După care, elimin bariera indeciziei. De obicei, membrii, probabil și voi, vreți să vă cumpărați ceva, nu știți neapărat care sunt diferențele, chiar și la hotel, bă, vezi acolo 100 de feluri de camere, ești indecis, ai o anxietate în a cumpăra chestia aia, mai ales când e online sau, și nu știi neapărat, nu-ți explic acolo punct cu punct, uite, asta se întâmplă, asta se întâmplă. Și crește conversia de la lead-uri. Ce înseamnă asta? O să avem o arie mai mare de lead-uri, cu câte mai multe, cu atât mai bine. O să vedem mai târziu de ce. Ok, da, ai zis de durată. Care e durata? Păi poate fi durată de o zi, de 7 zile, de 14, de 21, în funcție de nevoile tale și cât ești de pregătit. Dacă mergem pe asta de o zi, eu cred că se pretează la evenimente. Asta de 7 zile, cred că ar merge foarte bine dacă ai o echipă de vânzări la început sau ai început. Acum, din punctul meu de vedere, asta e așa capa sfințită, nici nu ajută, nici nu încurcă. Pentru că poate atunci mi-am, nu știu, luxat glezna sau așa și nu reușesc să ajung. Și o avem și pe asta de 14 zile, nu e nici lungă, nu e nici scurtă, dar cred că ne ajută destul de mult, pentru că dacă am răcit în alea 7 zile, mai am încă câteva să vin după. Așa e? Mulțumesc! Și avem cel de 21 de zile, nu? Aici e ceva mai amplu, pentru că trebuie să ai o echipă, trebuie să ai puțină experiență. De obicei, în zona cu experiență mergem aici, da? Putem începe de la fiecare și o să ajungem și acolo. Și mergem, da,
ce am nevoie ca să implementez? Ok, am înțeles. Păi, în primul rând, trebuie să facem niște proceduri, ca în momentul în care cineva vine la recepție sau la persoana responsabilă să știe acea persoană ce să fac. Ok, ce fac acum? Bună, vreau un trial. Bine, și eu vreau o mașină. Ok. Na, avem nevoie de un regulament. Bă, nu folosești mai multe adrese de mail, nu ești din ăla, nici la numere de telefon, bine? Și după ce agreem toate chestiile alea, îl punem să și semneze. Și după ce o semna contractul, noi trebuie să avem un training cu echipa în care să învățăm toate cele de mai sus. Că degeaba am eu proceduri, dacă eu le fac, eu le știu. Nu prea o să te ajute dacă mă întrebi pe mine. Ar trebui să le știe mai bine echipa. Și hai să vedem niște idei de abordare. Păi, în primul rând, putem merge pe referral. Antrenează-te cu cel mai bun prieten timp de o săptămână sau ceva de genul ăsta. Am văzut la cineva avea chestia asta. Putem merge pe eveniment pentru lead-uri noi. În oraș, în centru, aprobare de la primărie sau chiar în club, și puteți face o chestie de genul ăsta în care oamenii să vin, cineva cu tabletă, bună ziua, cum te cheamă, numărul de telefon, adresa de mail și așa mai departe. Ok? Și avem evenimentele corporate. Faceți un weekend de genul, nu știu, numele companiei / open day și vii cu familia, cu cățel, cu purcel, cu copii. Acolo vă faceți clase de copii. Dacă aveți și piscină, numai bine, că în momentul ăla puteți să vă aduceți copii la piscină. De unde știm foarte bine că se fac foarte mulți bani. Și ce facem după toată chestia asta? Păi, cei care au făcut vânzări pe aici, știu ce e ăla, e un follow-up. Cei care nu au făcut vânzări pe aici, follow-up-ul e chestia aia că te sună agentul de vânzări, salut, ți-am trimis o ofertă, ai văzut-o? Nu. Te sună și a doua zi, ți-am trimis o ofertă, ai văzut-o? Nu. Te sună și a treia zi, ți-am trimis o ofertă, ai văzut-o? Bă, lasă-mă dracu, îmi pace. Și te sună peste 3 luni, salut, ți-am trimis o ofertă, dar nu te-am sunat, hai să bem o cafea, să-ți fac altă ofertă. Cam asta e și cu follow-up, cam așa se întâmplă în general. Și cum îl facem? Păi îl faci fizic și telefonic. Când îl faci? Păi și înainte să activezi și după. Salut, ți-am dat un trial, dar nu l-ai activat. Sau, salut, ți-ai activat un trial, cum a fost la acel trial? Explicați-mi. Și de ce trebuie făcut acest follow-up? Că e time consuming, de ce aș face eu 3 ore pe zi follow-up? Păi, aici e o discuție mai complexă. Înțelegem mai bine nevoile individuale ale fiecărui client, adică, ok, am văzut că ai avut un trial, ai fost, l-ai folosit, dar nu ți-ai luat. Păi de ce? Că erau niște băieți care aruncau gantere pe acolo. Ok, bine. Deci, e clar că era o domnișoară. Și înțelegem mai bine nevoile pieței. Știi foarte bine unde se poziționează fiecare om și când ai un feedback comun, știi ce se întâmplă în piața aia. Și în momentul ăla, dragilor, oamenii, nu, voi nu o să mai vindeți abonamente, ei o să cumpere. Și mult, mult mai fain să cumperi decât să ți se vândă. De asta merge să vă cumpărați haine, nu? Că, na, e mai fain să cumperi decât să-ți vândă cineva. Cum ar fi să vină unul, bună ziua, bună ziua, vreți acouri, vreți acouri? Nu neapărat te-ar ajuta foarte mult. Dar dacă tu te duci la un magazin mai mare și vezi acolo ăla, ce fain e, îți place când ai banii, chiar dacă după s-ar putea să plângi și să zici, a fost bună decizia, dar vă garantez că oricum o să vă raționalizați că e cea mai bună decizie. Și hai să vedem și, pauză de respirat, și hai să vedem și beneficiile pentru abonamentele de test. În primul rând, crește numărul de membri noi. Cum faci asta? Vedem mai târziu. În al doilea rând, crește gradul de conversie. Cu cât ai mai multe lead-uri care ți intră, cu atât gradul de conversie îți crește. Și dacă nu-ți crește gradul de conversie, adică din 10 membri tu ai 3 pe care îi convertești, acel 30% din 10 nu-i tot, nu-i chiar același 30% ca și 30% dintr-o 100, nu? După care avem că se adresează atât persoanelor fizice cât și persoanelor juridice. Adică e o unealtă de sales în care nu neapărat trebuie să-ți bați capul cu tot felul de chestii în care stai să vezi că faci, că oferte, că nu știu ce. Nu, merge de la sine odată ce o pui pe picioare. Și extinde orizonturile. Ce înseamnă că extinde orizonturile? Păi, noi toți ne batem pe acei 3-4 maxim 5% gradul ăla de penetrare. Dar ăștia sunt oameni cu experiență în fitness, care au mai fost. Noi prin trial încercăm să-i aducem pe aia 6, 7, 8% care nu au mai fost la noi în sală. Pe aia am vrea să-i aducem și să-i fidelizăm.
De asta spun că extinde orizonturile noastre. Cum țin situația sub control? No, aici aș putea să vă zic despre un software performant pentru săli de fitness ambițioase, dar încă nu-i momentul, dar avem o chestie numită Excel. Cu un Excel poți să-ți rezolvi situația asta destul de simplă. Singura chestie e că trebuie să aveți grijă la partea de GDPR, cum vă țineți datele, să nu vă pierdeți datele și să înștiințați membru, bineînțeles. Și acum aveți o agendă pe masă. Dacă nu v-ați notat încă nimic în ea, e momentul, zic eu. Este ușor de implementat, crește numărul de lead-uri destul de mare, pentru că degeaba noi spunem în fiecare lună că abonamentul scade de la 150 la 140 și vin că la un moment dat oamenii aia se termină. Dar oameni care să încerce ori să vrea tot timpul chestia asta, pentru că e natura umană să-ți dorești să încerci. Bănuiesc că toți ne-am apucat așa de sport sau măcar 80%. Bă, hai să încerc să văd ce s-a întâmplat. Și dacă nu v-ați apucat, așa sigur ați încercat variații. Adică sunteți antrenori de, nu știu, basket, ați încercat și cycling odată să vedem ce se întâmplă. E natura noastră. Și are cost de implementare zero. Cred că oricine în ziua de azi are un laptop și un telefon și Excel. Excel-ul piratat în 90% din cazuri. Deci, basic, cost de implementare zero. Și acum, hai să vedem care sunt primii 4 pași. O să vorbim despre 5 pași, dar eu vă zic pe primii 4 și îmi spuneți voi al 5-lea. În primul rând, te hotărăști asupra duratei. În al doilea rând, stabilești un responsabil pentru acest proiect. După care încep promovarea atât online cât și offline și faci follow-up. Ți-a făcut o ofertă, nu? Ok, care credeți voi că e al 5-lea pas? Decizia, ok. Decizia ta sau a membrului să faci asta? Ok, se leagă? Nu, a 5-lea pas e la care ne place tuturor, cu banii. Să vină și banii. Hop, întrebări. Aveți întrebări? Mă gândeam că o să se întâmple asta, fiind la început, conferință la început, nu toată lumea se prinde că au voie să vorbească și așa că am pus eu 3. După cât timp apar rezultate? Păi teoretic după prima lună că ai implementat, acum faci follow-up-uri și ar trebui să vezi niște rezultate. Acum că sunt negative, vedem de ce, putem discuta despre asta. De obicei o să fie pozitive pentru că deja oferi ceva nou, deja oferi membrului încredere că el te merită pe tine și tu pe el, că trebuie să fie o relație bidirecțională din punctul meu de vedere. Ce fac dacă nu am echipă de vânzări? Păi, nu neapărat cred că trebuie o echipă de vânzări, pentru că ai oamenii recepție în 90% din cazuri și atunci ce faci? O persoană din recepție o faci responsabilă pe asta 2 ore pe zi să facă follow-up-uri, să se ocupe de chestia asta. 2 ore pe zi înseamnă pe săptămână 10 ore, 40 de ore pe lună, ish. Deci, eu zic că e rentabil, mai ales că există ore în recepție în care nu e așa de plin. Și cum promovezi chestia asta? Păi o putem promova atât online cât și offline. Offline prin postere, scanează asta, ia asta, uite voucherul, îl puneți în corporații și așa mai departe, sau luați pe cineva care e deja într-o companie, îl faceți ambasadorul vostru. Bă, dacă mi-aduci 5 persoane și tu 20% ai de ciocolată acolo. Și online, bineînțeles, Facebook, TikTok, Instagram și toate cele. Cam asta a fost. Mai aveți și alte întrebări? Am eu o întrebare. Ai trecut foarte repede peste zona asta de GDPR. Da. Mie mi se pare foarte sensibil, e o chestie foarte, foarte importantă. Foarte importantă, fiind reglementată deja, legislativ. Bun. Cum gestionezi partea de GDPR? Practic, tu ai dat un trial ca să obții informații, da? Datele de contact ale unei persoane. Ce faci cu, cum le gestionezi? Așa, păi, în primul fel rând, încât să fie GDPR compliant. Păi, în primul rând, trebuie să-i spui ce date iei, pentru ce iei datele, să-i spui, ok, îți iau adresa de mail ca să poți să-ți comunic ceva, îți iau numărul de telefon ca colegii mei să te sune. Nu o să facem campanii sau o să facem campanii și o să fii sunat. Bifează aici dacă da sau nu. Cam în zona asta. Deci, unde vorbeam despre partea de contract, da, acolo la anexă trebuie să existe și anexă de GDPR. Cam în zona asta m-aș duce. Pentru mai multe informații, o casă de avocatură, vă rog. Bun, mulțumim. Sau ghidul.
Mulțumesc. Aveți întrebări pentru Cosmin pe legat de partea de, de trial? Nu? Bun. Pentru mine... Te rog. Întrebare. Cine a folosit până acum abonamente de test? Și tu? Bun. Restul cine începe să folosească de mâine abonamente de test? Promiți? Vedeți, e Raul de la Bambu. Ne uităm la el pe site săptămâna viitoare, bine? Eu am o întrebare. În momentul, în care, în momentul în care faci un abonament de test, ar exista posibilitatea să existe un conflict, un conflict între membrii actuali care ar vrea și ei oarecum să beneficieze într-o oarecare măsură de un abonament de test, ca să dau un exemplu, profite un pic de luna decembrie, care știm toții că... Deci, practic, ei ar vrea să-și prelungească abonamentul, asta mă întreb. Dacă există un conflict în, în situația respectivă sau... Tu ce crezi, ar exista sau n-ar exista? Mai mult ca sigur ar exista, pentru că sunt niște membri care sunt vechi și își doresc cumva să, hai să spunem într-un mod frumos, să profite de un glitch în sistem. Deci tu, practic, mă întreb cum ar trebui să gestionăm glitch-ul din sistem sau dacă există conflict? Conflict, tocmai ai spus că există. Pot să... Eu m-am lovit de aceasta. Hai să vă spun cum gestionez eu situația în sensul ăsta. Trebuie să revenim puțin la motivul pentru care dai un abonament de test. Motivul principal este clar de a colecta datele și datele respective nu le țineți îndosariate în niște hârtii pe care, la care poate avea acces cineva pentru că este un GDPR bridge. Datele trebuie să fie stocate și arhivate, dacă se poate cât mai mult electronic. Dacă sunt la dispoziția oricărui, vine un membru și îți face poze la toate telefoanele pe care tu le ai acolo. Asta e o altă discuție. Deci ai luat prima oară, în primul rând trebuie să iei datele. În al doilea rând, de ce îi dai abonament? Motivul pentru care îi dai un abonament este să creezi o impresie. Da? Nu este să-l lași pe el să se antreneze 7 zile, 10 zile. Nu, ai o, din punctul meu de vedere, ai nevoie de o singură vizită, l-ai adus în club și tu îi creezi o impresie, da? Un first impression. V-am spus că vin din retail, da? Am experiența de a vinde produse fizice, cu care, care sunt mult mai ușor de vândut, sunt mult mai vandabile, da? Ai luat o sticlă de apă, s-a luat un telefon și îi spui omului, uite, domne, aici sunt beneficiile tale, omul le-a luat și le-a testat, funcționează, da, e ok, am dat banul. La noi nu este așa. Abonamentul nostru ne oferă uși deschise, atât. Ăsta e singurul produs pe care noi îl vindem. O ușă deschisă. Noi nu suntem Vodafone să-l împachetăm, să avem încă 50 de mega, tot timpul să ne reinventăm. Singurul nostru produs sunt ușile deschise. Ok, că okay, vreți să mai pui o ședință de antrenori sau în sfârșit, sunt alte discuții. Dar trebuie să fim foarte atenți cu, cu acest produs, să nu, să nu îl devalorizăm. Bun, și atunci tu ai un, ai niște pași pe care tu îi ai grijă să-i atingi, da? Ca să-i creezi impresia respectivă membrului, după care trebuie să cumpere. Dacă el vine să se antreneze doar pe trial, să se ducă în altă parte. Plus că trial-ul văd mai mult pentru clienți noi, o politică comercială nouă. Pentru membrii trebuie să faci retenție, cum le aduci altfel de beneficii. Acum ce? That's your job. Raluca, te rog. Nu la microfon. Raluca Roșca, Sweat Concept. Am emoții. Vorbim despre abonamentele de test care ar trebui cumva să ne ajute pe partea de closing, oferindu-i o experiență viitorului membru, pentru că noi așa ar trebui să-l considerăm ca viitor membru. Omul își va lua decizia mult mai ușor, persoana în cauză își va lua decizia mult mai ușor. Alegând modalitatea de promovare online, nu cumva asta duce în timp la devalorizarea poate celui mai important atu pe care noi ca și operatori de fitness îl avem ca să-l putem introduce în ceea ce înseamnă clubul nostru și, nu știu, comunitatea pe care noi o avem. Pentru că în ceea ce observăm noi ca și trenduri generale, oamenii au tendința să profite. Și nu profită doar sub o singură formă. Avem N cazuri în care își dau de 10 ori, alte 10 nume diferite, numere de telefon și așa mai departe. Și atunci cumva întrebarea vine cam pe două canale. Unu, dacă nu cumva devalorizează promovarea online. Și doi, dacă nu cumva, ce-ar fi de preferat din punctul vostru de vedere? Cum vedeți voi ca și specialiști în zona asta, că ați introdus abonamentul de Hai să le luăm pe rând.
Unul, cum vedem asta cu promovarea, în primul rând aș vedea-o limitată, n-aș vedea-o forever. Odată la ceva vreme poți să folosești niște trial-uri sau le dai la un corporate. Nu e ca și cum oricând poți să intri și primești un trial pe online. Exact. La partea a doua, ce-mi spui tu de fraudă, aia-s power userii. Statistic vorbind, power userii ție să-ți fie între 5 și 10%. Dacă e mai mult, e anomalie, ghinionul tău. Dar acei power user de obicei, dacă vin, pe lângă, teoretic tu trebuie să ai atâtea trial-uri încât să-i absorbă pe ăștia, deci omul de vânzări trebuie să-și facă treaba acolo, și pe lângă asta, ei când or să vină, oricum o să cumpere produse, or să cumpere tricouri sau poate tricouri nu, dar diferite produse, și ei îs odată absorbiți de celelalte trial-uri care își cumpără abonament și de partea de produse. Cam așa o vedem. Bun, mulțumim, mulțumim, Cosmin. Mulțumesc foarte mult. Te-ai descurcat.